În această perioadă, în Uniunea Europeană se desfășoară acțiunea Track and Bus. Activitatea s-a desfășurat și la nivelul județului Mehedinți, unde polițiștii rutieri au verificat mai multe autovehicule de transport public persoane cu capacitatea mai mare de 8 locuri, dar și de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Controlele au în vedere respectarea de către șoferii profesioniști a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție, funcționarea corespunzătoare a aparatului tahograf, respectarea perioadelor de conducere ori de odihnă, documentele obligatorii ale conducătorilor auto, ale vehiculului, oricele ale operatorilor de transport. În această săptămână, la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, se desfășoară concomitent acțiunea Road Pole Track and Bus. Această acțiune se desfășoară și la nivelul județului Mehedinți, polițiștii rutieri, verificând cu preponderență autovehicule destinate transportului de mărfuri cu masa total maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și autovehicule destinate transportului de persoane cu capacitate mai mare de 9 locuri. Cu această ocazie, polițiștii verifică respectarea de către șoferii profesioniști a limitei de viteză, purtarea centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție, folosirea corectă a aparatului tahograf, respectarea timpurilor de odihnă și conducere, precum și prezența la bordul autovehiculului a documentelor prevăzute de lege. Această acțiune se realizează cu scopul reducerii accidentelor rutiere produse, în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și transportului de marfă.